Bună, fetelor, sunt Dana și bine ați venit pe canalul meu. De curând am avut o vizită, oaspeți pe care de altfel nimeni nu i-a invitat, unii mai frumoși și alții mai puțin, unii cu chef de glumă, alții mai morocănoși și am numărat pe toți. Erau 50. 50 de ani sau, altfel spus, o jumătate de secol. Ai 50 de ani și te întrebi: eu acum, cu viața mea, ce vreau să fac? Căci am construit, dar am și demolat, am sperat, dar și disperat, am iubit, am urât, am trăit, am trăit. Eu acum, cu viața mea, ce vreau să fac? E o întrebare pe care, cu siguranță, multe dintre noi și-au pus-o și la care, mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne răspundem. La 50 de ani se schimbă mulți parametri. Începi să percepi o dată de expirare a lucrurilor, a senzațiilor. Dată pe care la 20-30 de ani nu avertizezi, căci la acea vârstă totul ți se pare etern. Ca să ne descoperim, avem nevoie doar de puțin curaj și de un aliat: noi înșine. Sunt sigură că partea cea mai frumoasă din noi abia acum urmează, în sfârșit, să fie descoperită. Am deschis acest canal cu intenția de a vă invita să visăm împreună, căci nouă, fetelor, ne place să visăm. Haideți să facem câțiva pași, să bem un ceai împreună, să ne îngrijim, să ne emoționăm cultivând noi pasiuni. Până la o nouă întâlnire, vă îmbrățișez și nu uitați că sunteți mereu frumoase. La revedere!